Hello, hello! Bună, dragii mei, o nouă citire, o nouă săptămână, să vedem care este mesajul îngerilor pentru această săptămână și vorbim despre săptămâna înțelepciunii din calendarul nostru motivațional, 14-20 august. E vorba despre a renunța la a avea dreptate, de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă mult mai înaltă, de a înțelege că lucrurile se întâmplă cu motiv și de a nu mai lua lucrurile personal. Vorbim despre acea înțelepciune care ne conectează la voia lui Dumnezeu, care ne ajută să eliberăm tot ceea ce stă în calea împlinirii noastre. Și pentru că l-avem pe Azrael, mă uit aici jos am calendarul mic, calendarul săptămânal, și sus pe perete am calendarul mare, calendarul lunar, și acolo am afirmația lunii august de la Arhanghelul Azrael: închei o etapă și merg pe calea transformării mele. Deci avem această șansă de care vă rog să profitați și tot să profităm de această ocazie magică, dacă e vorba despre această aliniere, de a elibera absolut orice ne ține pe loc în acest moment. Știu că nu este ușor și știu că este o etapă care poate să zdruncine foarte multe lucruri din temelii, dar avem toată susținerea în acest moment să facem asta. O să folosesc acest set de cărți, The Power of Surrender, să vedem ce mai avem noi de eliberat, ce mai avem noi de așezat și să vedem care este tema acestei săptămâni. Da, e foarte interesant. Pentru că vorbim despre această nevoie a noastră de confirmări și de validări și ni se spune să renunțăm la toate acele convingeri care ne fac să ne simțim mici sau neputincioși, să înțelegem că tot ceea ce ne dorim poate să fie realizabil atâta vreme cât este în aliniere cu misiunea noastră. E foarte important să eliberăm și să eliberăm și să facem loc pentru ceea ce este, eliberăm blocajele și să facem loc pentru ceea ce este potrivit pentru noi și ceea ce ne susține pe mai departe. Pentru că este posibil să fie anumite blocaje care ne țin pe loc. Adică tu duci în spatele tău, gândește-te, un rucsac de pietre și ți se cere să faci lucrurile într-un anumit ritm, dar având acel rucsac de pietre în spatele tău, tu te miști mult, 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 mult mai încet. Așa, ca un exemplu. Deci intenția, să nu uităm că miercuri avem și luna nouă în leu, intenția noastră în acest moment ar trebui să fie legată de cine sunt eu, ce vreau eu să realizez în perioada imediat următoare, care este potențialul meu, pentru că vorbim de luna nouă în leu, vorbim despre potențial, vorbim de strălucire, ce mă împiedică pe mine să strălucesc și să-mi pun intenția de a elibera orice blocaje care stau în calea dezvoltării potențialului meu, în calea puterii mele de a mă arăta lumea așa cum sunt și de a mă valoriza, de a străluci, de a fi în prim plan. Pentru că leu nu o să vrea să fie niciodată în planul 2, va vrea să fie mereu în prim plan. Și noi trebuie să fim în viața noastră în prim plan. Bun, eliberăm deci tot ceea ce ne împiedică, tot ceea ce ne ține pe loc. Și mai vine un mesaj acum: ar fi important să lucrăm pe frica de succes, frica de reușită. Pentru că, da, putem să reușim, avem potențial, însă trebuie să eliberăm și această frică. Să vedem care este provocarea acestei săptămâni. Provocarea ține de toată această încăpățânare. Încăpățânare de a face lucrurile așa cum ne-am obișnuit. Încăpățânare în ceea ce privește anumite situații unde vrem să rămânem sau unde vrem să facem la fel, pentru că, da, ne-am obișnuit. Încăpățânarea ține foarte mult și de
a vedea doar din perspectiva noastră și nu avem capacitatea de a vedea din perspectiva celuilalt. Încăpățânare în a lua lucrurile personal, în a observa doar ceea ce este în interesul nostru și în favoarea noastră, pentru că foarte multe lucruri care par poate în defavoarea noastră, pe termen lung vor fi în favoarea noastră, apropo de înțelepciune, da? Așadar, provocarea în această săptămână este să observăm unde anume suntem rigizi, inflexibili, unde anume cultivăm această încăpățânare pentru a putea să rupem, da, acest tipar, pentru a rupe ritmul, pentru a face lucrurile diferit. Bun, și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni, așa că dacă eliberăm blocajele, suntem atenți la toată partea aceasta de încăpățânare, da? Vom ajunge să ne cultivăm liniștea interioară. Apoi, ce mai de preț ca tu seara când pui capul pe pernă să simți acea liniște interioară, să poți să te conectezi cu acea tăcere, cu acea energie din interiorul tău care, atenție, te umple, te împlinește. Momentul în care tu știi să bagi în priză, să te încarci cu cine ești tu, nu te încarci cu ce spun ceilalți, cu energiile celorlalți, cu situațiile din exterior, te încarci cu tine. Te conectezi la tine și te umpli de tine. Foarte important acest lucru. Foarte frumos mesajul. Și să vedem din cărțile mele care dintre arhangeli vine în această săptămână. Și vine arhanghelul Raziel, că na, totuși vorbim despre înțelepciune, care ne spune privește dincolo de aparențe. Așa cum am spus, ceea ce o ție să ți se pară nasol pe termen lung este ceea ce tu ai nevoie și este potrivit pentru tine. Ceea ce părea într-un fel, o să-ți dai seama că este cu totul altfel. Foarte multe măști, foarte multe situații se dezbracă acum și e bine. E bine pentru că înțelegem unde suntem și ce avem de făcut și nu este vorba despre niciun fel de conspirație, îmi vine să spun, ci este vorba despre o reașezare a lucrurilor pentru a putea să eliberăm ceea ce este de eliberat și pentru a merge fiecare pe calea noastră. Adică fiecare dintre noi avem șansa în momentul ăsta de a ne repoziționa față de tot ceea ce înseamnă viața noastră și mă uit din nou la Azrael, care clar vrea să ne pună în energia aceasta a transformării, iar orice transformare este irreversibilă, este grea, este un proces, dar este spre binele nostru cel mai înalt. Deci îi mulțumim și lui Azrael, le mulțumim și lui Raziel, da, e o perioadă intensă, e o perioadă cu multe, multe daruri, chiar dacă pare așa plină de toate. Luna aceasta nouă în Leu ne va ajuta să ne punem pe primul plan, să înțelegem ce e important pentru noi. Iar dacă vreți să știți mai multe, să știți că în cadrul comunității Chemarea Îngerilor, eu pun mesaje speciale de lună plină și lună nouă. Persoanele de acolo primesc mesaje de ziua lor de naștere, fac pe lângă această citire de pe YouTube, fac o citire suplimentară în fiecare săptămână pentru cei din cadrul comunității. Aveți multe ateliere acolo în arhivă, o dată pe lună fac și un atelier special, am avut acela de curățare energetică în luna aceasta, august, în prima luni din lună. Am un atelier special pentru comunitate, aveți reducere și pentru că urmează să lansăm în această săptămână jurnalul magiei divine, abia aștept, o să fie și promoții speciale pentru cei din comunitate, aveți extrem de multe
beneficii. Este vorba despre un abonament pe care îl plătiți lunar. Puteți să ieșiți oricând dacă simțiți asta, adică nu este un angajament pe viață, dar o să vă placă în comunitatea noastră și în tribul nostru. Deci 177 este lunar. Gândiți-vă că aveți acces la peste, cred că sunt 16 ateliere și doar un atelier la mine este 220, ca să nu zic în altă parte cât sunt evenimentele și câte alte beneficii aveți în cadrul acestei comunități. O să vă las și linkul aici și puteți să vă alăturați nouă, să beneficiați de toate aceste lucruri. Bun, aceasta este săptămâna noastră. Eu nu am alte evenimente în luna august decât tabăra de la Eghina, unde așa pe ultima 100 de metri, dacă mai simte cineva chemarea, îl aștept cu drag. Să nu uitați că această tabără este o tabără alături de Părintele Netarie, nu este un retreat de lux cum a fost Mykonos, este o tabără în care energia este o energie așezată, merge foarte mult pe simplitate, de la alegerea locației până la tot ceea ce noi experimentăm acolo. Eghina nu este o insulă cu multe chestii de lux, plajele sunt extrem de puține și simple, adică setați-vă un pic altfel așteptările, dar este energia de care ai nevoie pentru a putea să te conectezi cu energia vindecării, cu tine în toate aspectele tale. Așa că dacă simți chemarea Părintelui Nectarie și vrei să fii alături de noi, îți las și link-ul și te aștept. E ultima 100 de metri pentru că plecăm pe 24. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult! Fiți pe fază și pe cadouri pozitive în această săptămână și nu uitați, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup!